în aproape, nu nouț, a început deja, suntem la final de luna a doua aproape, aveți deja un plan, o idee stabilită pentru desfășurarea acestui an din punct de vedere administrativ? Dacă da, să vorbim despre câteva proiecte care se vor, să spunem, începe anul acesta. Da, vorbim prima dată despre o infrastructură a comunității, despre niște tronsoane de drum care vor fi asfaltate. Avem 13 străzi care vor fi asfaltate anul acesta și ca să vi renumăr pe toate, acum cred că nu, să spun strada... Nu, doar că le aveți în plan. Da, 13 este vorba de 6,6 km de asfalt. Vom începe anul acesta, dacă vom avea finanțare pentru a le finaliza, eu sper să reușesc să găsesc o soluție în care să le fac anul acesta. Dacă nu, vom face doar câteva străzi care sunt mai prioritare. Prioritare sunt toate, de fapt, dar depinde și de totul, se rezumă la bani. Sper să mă ajute cineva și să rezolvăm această problemă. Vorbim despre Consiliul Județean, despre o finanțare din altă parte. Apoi avem Școala Tămășeni, care va începe anul acesta lucrările, care este un proiect câștigat prin PNDL la Ministerul Dezvoltării. E vorba de extinderea Școala Tămășeni, toalete interioare și tot ce înseamnă școală. Izolat, școala, acoperișul, curtea școlii asfaltată. Deci nu din banii ăștia, e vorba despre 1.700.000. Care a venit prin PNDL. Da, prin PNDL. Proiectul este aprobat, am semnat și contractul, finanțarea, deci acum suntem în procesul de licitație. Apoi la adjudene mai avem o sumă de bani care am spus-o și anul trecut, este un proiect pentru un teren de sport. Banii sunt de la Uniunea Europeană. Suntem înscriși în galul Podișul de Nord al Bârladului, în care avem o sumă de 67.000 euro. Restul de cofinanțare o punem din partea primăriei. Proiectul este de 90.000 de euro. Probabil că am vorbit la fir, la sfârșitul april, mai va veni vizita în teren și apoi după aceea să putem să facem demersurile pentru continuarea lucrării. Mai facem o extindere de supraveghere video anul acesta, o să mai fie montate încă 13 camere, adică va fi vorba despre toate intrările în comunitate, pentru a scădea și rata infracționalității, pentru că sunt mulți care vin din alte județe, cum s-a mai întâmplat de fapt, și să fim cât mai siguri că comuna este monitorizată și lucrurile să fie cât mai... Cu astea câte vor fi per total? Dacă vom mai pune 13, asta înseamnă că vor fi 20 de camere. 20 de camere. Da. Mai avem pentru școala adjudeni o sumă de bani alocată pentru asfaltarea curții la școală, pentru că ea este din beton de mai mulți ani. Betonul a început să se deterioreze și este un pericol pentru copii. Atunci când aleargă, poate să împetece, să cadă. Și atunci o să asfaltăm și curtea școlii la adjudeni cu aleea care copiii au intrarea la școală. Vă rog, vreau să mă întrebați ceva. Vreau să vă întreb, cum vă afectează bugetul ăsta nou, trecerea, scăderea asta de la 16% la 10%, cum, pentru că mai toți primarii de localități, cel puțin mai mari, se plâng că bugetele sunt sărăcite. Ce se întâmplă aici? Din fericire, la noi, pe noi nu ne afectează, pentru că bugetul nostru era foarte mic, iar... Cum spuneați dumneavoastră că sunt primari de la comunități mari, vorbim de orașe și de județe, dar la ei este o problemă. La noi nu. La noi anul acesta bugetul a venit mai mărit după numărul de locuitori, cum s-a discutat la București, și noi am fost avantajați. Comuna Tămășeni a fost avantajată cu o sumă de bani mult mai mare decât anul trecut. Deci pe noi stăm mai bine. Asta îmi și permite să începem o infrastructură mai sănătoasă în Comuna Tămășeni. Deci nu se poate vorbi în Comuna Tămășeni de o creștere a taxelor și impozitelor locale? Nicicum. Lucru care s-a întâmplat în... Nu, momentan nu discutăm despre creșterea taxelor și impozitelor.
Alte, printre priorități, în afară de astea, ce ați mai avea, nu știu, mă gândesc, canalizare sau poate vorbim puțin și de zona inundabilă? Dacă nu, deci despre inundații nu mai vorbim și nici de zone inundabile, pentru că noi, până la urmă, suntem o comunitate cu protejat. Avem digul de protecție care nu... Își face treaba, nu trebuie... Absolut, nu. Deci nu avem probleme de genul ăsta cu inundațiile. Credeți că toate aceste îmbunătățiri, și ne apropiem de final, pentru că nici nu vreau să vă ținem, că observăm că sunteți un primar ocupat, toate aceste îmbunătățiri pe care le veți face în comunitate vor aduce cumva persoanele plecate în străinătate înapoi acasă? Ca să fiu sincer, nu cred că se va întâmpla lucrul asta, pentru că dacă aș face, să spunem, dacă ar veni, să spunem, niște investitori mari care să creeze locuri de muncă, dar probabil că nici așa n-au venit, nu ar veni tinerii, pentru că salariile sunt foarte mici, ei sunt învățați cu mulți bani, nu învățați, că până la urmă fiecare merge să muncească pentru un viitor mai bun și dumneavoastră știți că în România salariile sunt foarte mici și nu cred că le-ar conveni lucrul ăsta dacă iau ceva de lucru în străinătate și vor câștiga la 2000 de euro sau mai mult, să vină în România și să muncească pentru 300 de euro pe lună sau 4. Totuși am văzut la intrare o mulțime de case frumoase, bine construite, care totuși... Ele sunt pregătite să primească familii, adică au fost construite, cineva a construit. Da. I-au construit tot cetățenii din Comuna Tămășeni. Probabil că se vor reîntoarce la un moment când vor considera ei că și-au pus totul la punct și... Dar dumneavoastră îi așteptați. Eu îi aștept cu mare drag și cred că și ar vrea, ori vrea să vină în România, să vină acasă, că dorul de casă e cel mai mare, dar, din păcate, partea financiară îi face să rămână încă în continuare acolo. Și așa, ca să ajungem să concluzionăm ultima întrebare, față de anii anteriori, cum arată 2018? Față de anii anteriori, eu zic că 2018 este mult mai promițător, și pe partea financiară și ca și investiții. Deci eu sper să țin promisiunile pe care mi le-am făcut și comunitatea să fie, să zic, mulțumită de ceea ce au votat. Ca să iau așa.